Ora 6, a prăjit două ouă, a făcut o cafea, a ieșit în stradă, a așteptat în stație, s-a urcat în tramvai în 4, a ajuns în fața unei clădiri înalte, a intrat înăuntru, a stat 8 ore, a răsfoit niște hârtii, a ieșit, oarecum obosit, a luat tramvaiul, s-a întors acasă, a deschis frigiderul și a căutat în frigider, apoi s-a întins pe canapea și a citit ziarul și a dormit și în timp ce dormea, un șarpe a ieșit din buzunarul domnului K și l-a mâncat pe domnul K. Thank you.